Gala fotbalului românesc se va desfășura anul acesta în cadrul Bucharest Fashion Week, manifestare programată în perioada 1-6 decembrie la Ambasador Otopeni. Gala va desemna cei mai buni fotbaliști, antrenori, arbitri și președinți de club din anul 2015. În acest sens, orice iubitor al fotbalului putând să voteze pe internet preferințele sale. Giurgiuvenii apropiați de echipa noastră de Liga 1, Astra Giurgiu, și de fotbaliștii săi pot opta pentru Silviu Lung Junior la nominalizarea cel mai bun portar, alături de Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon, Cristian Bălgrădean și Eduard Stăncioiu. Valerica Găman este reprezentantul Astrei Giurgiu care poate fi votat la nominalizarea cel mai bun fundaș, alături de Răzvan Raț, Dragoș Grigore, Vlad Chiricheș și Andrei Marc. O altă nominalizare îl privește pe Denis Alibec, care poate fi votat la capitolul cel mai bun atacant, în competiție cu Claudiu Cheșeru, Florin Andone, Bogdan Stancu și George Pușcaș. Brazilienii William de Amorim și Fernando Boldrin sunt nominalizați la cel mai bun stranier, în luptă cu Fernando Varela, Harlem Gnoere și Peterson Pecania. Mai putem vota pe Dani Coman ca cel mai bun președinte de club și el în competiție cu Daniel Stăncioiu, Narcis Coman, Valeriu Argăseală și Felix Grigore. În sfârșit, șanse mari să obțină titlul de fotbalistul anului le are Constantin Budescu, capitanul Astrei, fiind nominalizat alături de Răzvan Raț, Claudiu Cheșeru, Lucian Sânmărtean și Ciprian Tătărușanu.